joacă Dublu sau Nimic. Eu nu le știu pe toate, dar o știu pe Ioana din Pitești. Bună dimineața, Ioana. Bună, Ioana. Bună dimineața. În sensul că o știu, acum Ioana de la radio. Da. Nu se înțeleagă că prietenă veche. Nu ne cunoaștem. Neața, Ioana. Bună. Bună dimineața. Ce faci? La serviciu. Ai 1600 de euro astăzi de câștigat. Da. Vezi și tu, da? Da. Nu-mi vine nici mie să cred, oricum sunt cool. Am foarte mari emoții. Ai emoții. Deci. De la ce oră ești la serviciu? De la ora 8. De la 8. Serviciu. Ce lucrezi? Lucrez într-o instituție de stat. Da. Foarte bine. Te nu spui că la contabilitate. Nu. Deja nu. Era. Nu gestionez banii, nu. Am înțeles. Colegii ai pe lângă tine? V-ați adunat câțiva? Am două colege, Ana și Gabi. Bună, Ana și Gabi. Bună, fetelor. Bună. Așa. Păi, știți, gata. Deci ai o mică gașcă acolo. V-ați organizat? Da, ne-am organizat așa pe repede înainte. Foarte bine. E bine. Da. Avem o echipă. Vreun băiat ai? Nu. Din păcate, nu. S-ar prinde ne bine. Ne trebuia un băiat? S-ar prinde bine. La întrebare? Nu neapărat. E singurul pont pe care pot să ți-l dau în dimineața asta. După, în rest, nu-mi dă voie Luca. Nu, ba da, cum, dar eu zic că nu e absolut necesar. Ar trebui să vă dea voie. Întotdeauna e bun un băiat. Da, adevărat. Băieții-s bun la toate. Întotdeauna e bună o femeie, așa că... Categoric. Fără băiat acum, că nu avem de unde să-l luăm. Da, Ioana, lucrăm cu ce avem. Corect. Materialul clientului. E normal. Așa. Da. Hai să începem ca să risipim și emoțiile. Hai. Da. Mult succes, Ioana. Să fie, Doamne ajută. Hai. 200 de euro. Ioana, să știi că asta prima e întrebarea cu băiat la care se referea George, dar eu zic că e simplă și pentru voi. E de actualitate, așa cumva. Ioana, pentru 200 de euro trebuie să spui în ce oraș s-a jucat ultima finală a Ligii Campionilor la fotbal. Ceva am idee, doar că nu știu exact dacă răspunsul este și acesta. Cred că Paris. Păi și nu era mai bine să spui? L-ai căutat pe net? Ai lungit-o, ai lungit-o așa? Nu. Ca la școală a fost. Oricum am ieșit din 6 secunde. Nu, adică... pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu... Păi de ce n-ai spus? De ce n-ai spus Paris? Da, nu știu. Ce tocmai de asta... Să mă fac de... așa, nu există așa ceva. Doamne. Ce-ai făcut? Nu există. Că de-aia am și spus că nu-i nevoie de un băiat, că au fost incidentele alea la Paris și a fost la toate știrile. Toată lumea a vorbit. De dimineață până seara s-a vorbit despre incidentele de la Paris, de la finala Ligii Campionilor. Asta am văzut, am văzut. Că nu era întrebare pentru microbiști. Dar vezi ce fac emoțiile uneori? Nu era. Da, așa este. Ne pare rău. Ioana, ce să facem? Asta e. A fost un timp, înțeleg, nu? Care s-a curs. Da. Conform regulamentului de pe site-ul europafm.ro, sunt 6 secunde în care timp în care să dai răspunsul la fiecare întrebare. Păi cum credeai? Nu e o problemă. Păi cum credeai că e? Noi spunem sunt împăcată cu mine? Nu, păi am văzut, vă ascult și vă și vă dimineața, în fiecare dimineață. Noi avem 4 întrebări și 1600 de euro, practic stai până răspunzi la... te gândești, mai tragi un bilet. Îți mulțumim, Ioana, te pupăm, numai bine. O zi bună, la revedere. Numai bine. Hai, s-a rezolvat repede. Practic mai punem 800 de euro și mâine avem 2400. Da. Și ceva bine, întrebări mai grele sau mai ușoare? Păi nu, le păstrez pe astea, mai adaug una, că așa merge treaba. Hai să vedem. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.